Ăștia se văd... A jucat Steaua? Cine? Steaua? Așa am văzut la televizor. Care Steaua? Steaua Rapid. Steaua Sus Răsare sau care Steaua? Păi nu știu, vă întreb. Aia e Steaua? Din punct de vedere juridic, să zicem că da, nu? Pentru că au câștigat niște lucruri în instanță, total absurde unele. Spune tu mie, cu palmare sociologic are. Are Steaua de acolo până în, nu știu cât, 89. Și 3 ani lipsesc. Și după 3 ani lipsesc. Apar poze pe ecrane. Să știți că a luat Victor Pițurcă titlul atunci în anii aia care cine? Lipsesc. Victor Pițurcă. Aha, stai o secundă că ajungi la mea, Victor. Fii atât. Și apar poze când au luat titlul, nu? Da. Inclusiv Adi Popa și alții, ca, cu emblema stelei în piept. Marius Lăcătuș, președinte, îl întreabă într-o emisiune, spune pe Marius, săracul are un băiat super ok și în regulă, și nu mai zic ce fotbalist a fost, și zice, a, am fost și eu președinte puțin acolo, dar nu se ținea cont. Mai fost sau n-ai fost? Bun. Sunt poze. Există filmări cu meciuri respective? Cum tu, instanță, poți să spui că n-au existat? Explică și mie. Și care cum au jucat de cupele europene cu emblema stelei în piept? Societății lui Viorel Păunescu, 98-2003. Ok. Și unde, cui au transferat-o? Domnul Viorel Păunescu, cui a dat AFC-ul, UFC-ul, UJFC-ul, cum eu zice? Asociația aceea sportivă. Cui a vândut-o? Deci, domnul Anghel, aseară a jucat Steaua sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Ok. Pentru adică că, din punctul meu de vedere, o să zic că lumea, sunt convins, sunt da, nu e problemă, că aici lumea e împărțită. Nu, că cu Gigi, că țin, că am stat cu el, că am făcut Andres... Ca să lămurim de la început, eu nu mai am treabă cu Gigi de 2000 de ani. De câți ani nu mai vorbiți cu Gigi? 3-4 ani. Dar de nu ce asta nu mai e vorbiți? Neinteresant, e o problemă privată între mine și v-a el. V-a supărat pe el? Nu. Sau el s-a supărat pe mine? S-a supărat el pe mine, eu știu, nu știu. Nu contează asta. Nu mă interesează, nu discutăm despre Gigi. Discutăm despre faptul că trebuie să-i dai Cezarului ceea Cezar. Eu am fost acolo la ședința, toată lumea vorbește despre acea faimoasă ședință. Când s-a făcut preluare. Eu am semnat ca membru fondator. Dar de ce ați ajuns procesul acolo? Păi dacă erați prieten cu Gigi? Eram cu Gigi zi de zi. Uh-huh. Și cu Pizzi și Și a semnat, sunteți unul dintre semnatari. Și a semnat semnatari. Că uite, Mustața are dreptate. A obținut hotărârea executorii de la tribunal să scoată aceste acte. Scoțând aceste acte să vede cine a semnat, cine n-a semnat, ce s-a întâmplat, cum s-a făcut transferul. Iar CSA Steaua sau Ministerul, nu știu, că s-au dus cu executor, am înțeles, și i-au spus că e secret de stat. Păi ce băia vândut lui Gigi mitralieră, tank? Ce i-au vândut? I-au vândut o asociație sportivă. Nu? Care era patronată la vă pare rău că ați semnat? Nu, dar chestia asta mă obligă într-un fel, pentru că să spun ceva. Uite, și îmi cer scuze că monopolizez. Nu e problemă. Chiar, pentru că să spun un lucru. Mă, eu nu vorbesc cu Gigi, n-am treabă. Pentru că el, într-un fel, prin atitudinea lui, și nu-l judec. Și-a îndepărtat mulți. Vrea. Da. E treaba lui. El știe pe banii lui, omul face ce vrea. Dar vreau să vă spun un lucru. El e continuator. Eu am fost acolo. Toată lumea a semnat. Mulți vorbesc fără să știe. A, acum vă spun un lucru. Unul la o altă emisiune de sport, poți da numele? Nu. Da, mă rog, nu contează. A, așa Vivi Răchită spune. Uite, domnule, am primit niște informații că chiar și cu Nea Viorel s-a certat de ședința aia și nu știu. Știe el ceva, dar nu știe bine. Care-i nu povestea? Cu Nea Viorel s-a certat, Gigi, că Nea Viorel a făcut lobby. El a fost intermediar. Și el a făcut toată tranzacția. Și am să vă spun după aceea părerea mea de ce. Ci cu George Păunescu, care era în sală, și care ne-a George a spus, oameni buni, aici stă secretul. De-aia ar fi bine să scoate actele alea. Nu se poate face această tranzacție din cauza că era un viciu procedural economic. Asta cine a zis? George Păunescu? Da. Și s-a certat și a explicat omul de ce cum și în ce fel. Și Gigi, aia, bă, crezând că e împotriva lui. Gigi băgase deja foarte mulți bani. Și nu-i convenea. Și orice atitudine împotrivă, mai ales că toată marea masă fusese... Dar cei pregătită din armată ce au zis în momentul în care George Păunescu a spus lucrurile astea? Au și la un moment dat au făcut un pas înapoi. Că, să nu crezi că cineva vei chiar așa cu inima deschisă că vine Gigi și aveau nevoie echipa de banii lui. Asta avea, nu, dar nu ei ca indivizi general, nu, clubul, sau general. Nea Viorel, sau clubul ca să poată funcționa. El deja plutase cu 5.700.000. Și acum să mai spun o povestioară, care Gigi, dacă, cum zice el, el nebunește, bărbați de stat, bărbați, toți suntem bărbați, ia să-l văd dacă e bărbat. Ia să vedem. Dacă îl întrebi, zice că numai el, la el s-a inventat mersul pe jos și apă caldă. I-a spus la un moment dat în holul lui Lida, hotelul Lido. Bă, Gigi, dăduse bani, mulți deja, nu știu dacă la extensia de 5, nu știu cât. Da. Mă, ce faci tu, cu cine te pui? Păi ce ai dat banii ăștia? Păi tu cu Nea Viorel și cu Nea George, adică... Doi oameni care asta fac, inginerii financiare, chestii de genul, tu cu ăștia, ce vrei? Cum îți aperi banii?
Hai mă, lasă-mă că nu, că răspunde Pițicu. Ce răspunde Pițicu? Are să-ți dea banii înapoi? Dacă se întâmplă ceva, nu. Și am sădit un sentiment de neîncredere și el, băiat deștept fiind, că de aici încolo operator, poate nu mai recunoaște, poate a uitat, poate nu mă interesează, nu vreau niciun merit, de-aia nu mai pot eu. Dar important e că el a făcut ceva în sensul ăsta ulterior, că e băiat deștept, nu trebuie să-i zic de 10 ori. S-a speriat, s-a dus la avocat și a întrebat cum pot să-mi protejez banii care deja i-a dăduse, pe care iarăși Răchită spune că nu existau acte. Ba da. Existau. El a dat banii deja, că trebuia să-și recupereze. Fii atent. Și la un moment dat, dăduse deja bani, nu mai aveau, și a luat foc, a întrebat avocații, s-a dus să amărâi la ei. Și le-a spus, dați-mi ceva, o hârtie, ceva, o garanție de bani ăștia. Că eu rămân în aer, se întâmplă ceva. Și au făcut acte de dare în plată pe câțiva jucători pe care el l-a ales, cei mai buni, ca în situația în care nu se transferă, nu ia el echipa și nu știu ce. El dăduse niște bani care deja se cheltuiau în cadrul clubului. Erau cheltuit sau nu, el la nevioră știa treaba lui, ce a făcut să Spiții. E, și avea 6 milioane deja dați. I-au dat acte de dare în plată, adică legitimarea jucătorului, drepturile de federative și ca toate cele. Ca să poată să-i vândă, da. Ca să poată, dacă se întâmplă, eu iau, mi-i vând, mi-i transfer și mi-am apărat bani. Deci el era deja băgat în club cu cei, acei jucători luați, cu banii dați. Deci până la momentul ședinței el băgase în club 6 milioane de euro. Așa zice el, 5-700, eu n-am stat să văd actele contabile. Dar așa spunea la vremea respectivă. Da. Revenim asupra plus, acestei... Plus, nu uita și vom ajunge, deci la acei 4%. A lui... 500 de mii. Zice Gigi, nu eu. Nu. Da. Gigi spune că a dat 400 de mii, pe 4% 500 de mii. Revenim la discuție până atunci. Păi ce ai dat, scuze-mă o secundă. Da. Păi ce ai dat când ți-a înființat pentru cei 4% a dat Pinții 400 de mii? Sau 5 sau 3 sau 2? Cred că a dat Gigi în locul. Și uite, ți-i dau înapoi acum când renunți și mă lași pe mine majoritar. Eu ți-i dau. Păi ce i-a dat? I-a dat 500 de mii moca. Și tu ajungi acum să fii cel mai mare contestatar? Bă, n-au pic de rușine, mă.